Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Nu trece la fapte dacă nu ai pace. Umblarea după lucrurile Duhului este pace. Roman capitolul 8, versetul 6. Atunci când gândurile tale, faptele tale și planurile tale sunt aprobate de Dumnezeu, El va confirma dându-ți o înștiințare lăuntrică a acestui fapt. Vezi 1 Ioan capitolul 2, versetul 20. Biblia spune în Coloseni capitolul 3, versetul 15: pacea lui Hristos, la care ați fost chemați ca să alcătuiți un singur trup, să stăpânească în inimile voastre și fiți recunoscători. Când ești condus de Dumnezeu, vei avea pace chiar și în mijlocul celor mai dificile circumstanțe. Pacea lui este asemenea unui arbitru de tenis care hotărăște ce este în teren și ce este out pentru tine. Ai grijă la pacea falsă. Uneori, dorința ta de a face anumite lucruri va fi atât de puternică, încât va produce o pace care vine din propriul tău entuziasm vis-a-vis de acea idee. Pe măsură ce trece timpul, această pace falsă va dispărea și va ieși la lumină voia lui Dumnezeu, care este singura adevărată. Deci, ai răbdare. Ca regulă, nu trebuie să te grăbești prea tare atunci când iei decizii importante. Biblia spune: umblarea după lucrurile Duhului este pace. Așadar, nu trece la fapte dacă pacea lăuntrică nu este o contrapondere la ceea ce crezi sau auzi. Nu trebuie să le explici altora de ce nu ai pace. Firește, uneori nu știi de ce. Spune: simt că nu e înțelept să fac lucrul acesta deocamdată pentru că nu am pace. Când ai pace, ai putere. Și încă ceva. Atunci când știi că ai auzit clar vocea lui Dumnezeu, fă tot ce-ți stă în putință pentru a-ți păstra pacea și nu te neliniști.